Bine v-am găsit! Sunt bucuros că sunt alături de dumneavoastră în aceste clipe minunate și vrem să demonstrăm, pentru că în comuna mea Eminescu se poate. Se poate o seară pentru tineret, se poate o seară pentru noi și se poate o seară și pentru toată lumea. Și mâine vom continua festivalul în cealaltă categorie populară, comedie și tot ce se poate pentru dumneavoastră. Deci avem alături de noi pe domnul deputat Dolineanschi de la PSD, colegul nostru din USL, și domnul deputat Țurcanu, președintele Partidului Național Liberal. Mă bucur că avem lângă noi, vă rog să-i aplaudați, pentru că ei sunt echipa care suntem alături de dumneavoastră. Vă dăm un scurt speech pentru dumnealor. Hristos a înviat tuturor. Mulțumesc domnului primar pentru această invitație să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Este un lucru foarte bun pentru comuna mea Eminescu. Pe lângă problemele pe care le avem cu toții, este foarte important să fim împreună și în aceste momente, momente foarte frumoase pentru noi toți. Eu vă doresc distracție plăcută și cred că în continuare, împreună cu domnul primar, veți face tot ceea ce doriți pentru comuna dumneavoastră. Bună seara! Mulțumim, mulțumim frumos, domnule deputat! Andrei. Bună seara, mulțumesc de invitație domnului primar și vă mulțumesc dumneavoastră pentru o seară frumoasă pe care o faceți pentru aceste domnișoare și sper și vă doresc concurentelor să mergeți mai departe. Dacă Dumnezeu ne ajută, sperăm că putem promova o domnișoară frumoasă pe prima scenă politică a țării, da? Așa cum și-a exprimat una dintre concurente. Vă doresc petrecere frumoasă în continuare, fiți tari, Dumnezeu să ne ajute, că le-am răzbit pe toate. Petrecere frumoasă! Andrei, alături de petrecerea noastră, un fost coleg, da. Am fost colegi la același liceu, eu mai mare, el mai mic, el a ajuns mai mare, eu mai mic, dar nu-i nimic. Okay. Mulțumim și dăm cuvântul domnului DG să dea drum în continuare. Fii ca cea mai bună și mai frumoasă mulțumim, dintre fete mulțumim. Să câștige. Vă mulțumesc!